cel sărac nici boi nu trag. Ministrul Educației trimite la primblare pe profesori declarând că majorarea pe care o cer este ireală. Cadrele didactice nu vor primi creșterea de 35% a lefurilor pe care o cer. Nu este realistă, spune ministrul Educației Dan Perciun, pe cardul căruia lunar intră 50.000 de lei. În schimb, sunt bani pentru salariile miniștrilor sau pentru militarizarea țării. Solicitarea de majorare a salariilor de 35% nu este una realistă, o spune ministrul Educației Dan Perciun, drept răspuns la întrebarea reporterului Canal 5 de ce guvernul nu a făcut rost de bani pentru creșterea lefurilor pentru cadrele didactice care amenință cu proteste. Trebuie să fim conștienți că solicitarea de 35% în condițiile actuale nu este una realistă. Vom căuta o posibilitate de a veni cu anumite măsuri adiționale, dar vom putea să declarăm despre acest lucru mai aproape de finalul săptămânii, după ce vom desfășura câteva consultări adiționale cu Ministerul Finanțelor pentru a căuta resurse. Dar de ce această majorare nu este realistă, având în vedere că unii funcționari sau șefi de direcție din guvern vor avea salarii cu 1000 de lei mai mult, miniștrilor le-au fost crescute salariile cu peste 50.000 de lei, iar profesorii se aleg cu 200-300 de lei în plus? Este întotdeauna bine să nu dezinformăm atunci când punem întrebări. Salariile miniștrilor nu sunt la nivelul pe care noastră l-ați invocat. Ce voiam să-i spunem lui Dan Perciun, dar nu am apucat să facem rectificarea, e că miniștrii și-au dublat lefurile care și-au ajuns la 50.000 de lei. De astfel, majorările au fost făcute de două ori într-un singur an. Recalcularea s-a efectuat în baza unei valori de referință de 3.600 de lei față de cea de 2.300 de lei luată drept reper pentru calcularea salariilor profesorilor. Perciun a adăugat că majorările care au avut loc în anul acesta s-au făcut pentru toți funcționarii din administrația publică centrală pentru a se acoperi funcțiile vacante și a se avansa cât mai rapid pe direcția integrării europene. Reiese că ne-am pornit în UE cu salarii mizere ale cadrelor didactice și pensii derizorii. Pregătiți pentru acest proces ar urma să fim din punct de vedere militar, pentru că resurse în acest domeniu se găsesc. Dar de ce se găsesc bani pentru radare, pentru militarizare, dar nu se găsesc bani pentru pensii și pentru salarii? Pentru radare se găsesc milioane de euro, dar pentru salarii, pentru profesori, pentru pensionari, nu se găsesc bani suficienți. Sunt priorități importante, toate dintre ele, mai ales în contextul regional în care ne aflăm noi astăzi. Lucrurile astea nu trebuie pus în contrabalanță. Și cum nu se putea mai pe de-andoasele, guvernul găsește peste 4 milioane de dolari pe care investește în digitalizarea educației, evaluarea eficientă a elevilor, suport pentru cei dezavantajați și promovarea fetelor în domeniile știință, tehnologie, inginerie și matematică. Proiecte de implementare a cărora va trebui să se ocupe tot cadrele didactice prost plătite. Amintim că profesorii se pregătesc pentru proteste în fața Parlamentului, nemulțumiți de majorarea salariilor de doar 9% stabilite legea bugetului pe 2025, față de 35% cât ceruse. Sindicatele din educație au hotărât să protesteze pe 13 și 19 decembrie. Cadrele didactice au trimis o declarație președintelui Maia Sandu, exprimându-și nemulțumirea că aceste modificări nu au fost discutate în prealabil în Comisia de Consultări și negocieri colective, cum prevede legea, ceea ce înseamnă că deciziile despre salarii au fost luate fără să fie analizate mai întâi cu sindicatele, așa cum ar fi trebuit.